Primăriile din județ au ajuns la fundul sacului atunci când vine vorba despre buget. Mai toate autoritățile locale își pun speranțe într-un sprijin financiar de la Consiliul Județean Dâmbovița, care să mai salveze cumva un an dificil. Până vin banii de la Consiliul Județean Dâmbovița, care nici aici nu sunt, fiecare edil ar trebui să se descurce așa cum știe mai bine, gestionându-și austeritatea, iar nevoile comunității pe care o conduc să nu fie ignorate. Însă la noi în județ totul se întâmplă pe dos. Investițiile financiare din fonduri europene sau de la bugetul local nu își văd de drum, autoritățile locale aruncând pisica moartă la Consiliul Județean, care nu are nicio treabă în unele situații. Un exemplu concret este edilul Comunei Pietrar, Cornel Coman, care s-a împăcat cu ideea că nu sunt bani, iar Consiliul Județean Dâmbovița nu-l susține și nu i-a rămas altceva de făcut decât să dea vina pe Consiliul Județean Dâmbovița, care nu are nicio implicare, și să-și ignore alegătorii cărora le-a făcut promisiuni pe care acum nu le poate îndeplini. Aproape 250 de elevi din localitatea Pietrar se uită lung la școala cea nouă, dar fără utilități, în timp ce ei se înghesuie în școala veche și prea mică. Primăria nu a mai găsit însă bani pentru centrala termică și rețeaua electrică. Peste 250 de elevi din Pietrar învață și în anul școlar 2013-2014 tot în două schimburi, în mica școală veche. Deși au la dispoziție o clădire nouă și încăpătoare finalizată cu doar câteva săptămâni înaintea începerii noului an școlar, primăria nu a găsit însă nici în acest 2.900.000 de lei vechi pentru racordarea școlii la electricitate și pentru a cumpăra centrală termică. Imobilul nou a fost ridicat cu bani europeni, valoarea proiectului fiind de 2,3 milioane lei. Partea de cofinanțare este tocmai suma pe care acum edilii nu o pot găsi. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuianu, a ținut să facă câteva precizări strict legate de afirmația halucinantă a edilului din Pietrar. Am văzut și comentarii, unele sau multe dintre ele neavenite, făcute de unii primari, legat de lipsa de sprijin, spun ei, a Consiliului Județean în rezolvarea problemelor care țin de punerea în funcțiune a școlilor. Și exemplul cel mai exact este cel de la Pietrari, unde domnul primar își permite, spun eu, ca unul care a intrat în primărie ieri, să vorbească pe lângă lege, pe lângă buget. Și vreau să vă lămuresc ce proiecte sunt în curs în derulare în județul Dâmbovița, să vă comunic că am obținut în cursul zilei de el finanțare pentru încă 4 școli, pe proiecte cu Banca Mondială, deci nu vorbim de școlile care sunt pe proiecte de la bugetul de stat, la acelea încă nu avem o soluție financiară, și să vă prezint și care sunt obligațiile primarilor și cu această ocazie să vă arăt și dumneavoastră presei, că unii dintre ei abar nu au de lege și nu știu decât să comenteze. Buna rânduială a bugetului se pare că este o mare dilemă pentru unii primari dâmbovițeni.